Bună ziua, domnule Becali! Bună ziua! Presupun că ați citit cum se desfășoară lucrurile în acest moment, cum se ceartă oamenii aceștia. Care e reacția dumneavoastră în calitate de reprezentant al unui club foarte popular în Liga 1? Păi, dar nu, eu nu sunt reprezentant. Eu sunt sclav pentru că ne-am asociat, noi suntem asociație de sclavi care am votat niște stăpâni. Și dacă noi vorbim, ne duce la comisie, ne dă amendă. Și care se ceartă? Cine se certe? Cu Liga? Cu Federația? Păi nu, că Liga e sclavia. Liga este o asociație de sclavi care vine stăpânul de la Federație, Burleanu, și cu cine sunt ei acolo și zice, băi, sclavilor, păi voi ați votat că se sprea proști, nu puteți să conduceți nimic, că nu vă duce mintea și voi tot ce aveți voi și bani și fotbal și tot ce faceți voi munca voastră, noi suntem niște stăpâni aici la Federație, vă comandăm pe voi sclavilor și dacă deschideți gura vă duce la comisie, vă dă și amendă. Și voi sclavilor să aduceți voi sclavilor banii ca să facem var, dar noi care suntem stăpânii comandăm noi ce au. Voi dați bani și vă comandăm, că voi atâta de sclav sunteți, n-aveți voie să comandați nici, sunteți prea proști. Și vă aducem și comandant străin la CCH și vă mai am aduce și încă un străin, că voi sunteți prea sclav și prea proști și vă aducem străin, că voi sunteți români prea proști, n-aveți calitate. De supărat rău pe FRF, ca prima concluzie. Nu sunt supărat rău, nu, dar vă spun așa ca să înțelegeți voi care e situația. Eu nu sunt supărat. Eu nu mai prea mă supăr pe cineva. Vă înțelegi? Bun, dar care e soluția atunci? Sau la ce, la ce v-ați gândit? La sau ce v-ați gândit, ce da? Propuneți pentru fotbal? Exact. Păi propun sclavule sau cu minte în văd de treaba mea ca să îmi primesc amendă de la comisie. Uh-huh. Asta am propun. Ce pot să fac? Dumneavoastră ați dat din buzunar, din bugetul clubului mai degrabă, o cotă parte? Dau. Păi dau. Dar vreau să dau, dacă dau. Să fie la noi comisia, la Liga, și să comand să zicem noi, băi, uite, să fie Avram, președintele CCH, care l-a dat ei afară, care era cel mai bun arbitru și care nu era, omul nu era comandat, și, dumne, să comandăm noi. Eu dau. Bine, până la urmă o să fiu obligat să și dau, că dacă eu sunt sclav într-o asociație de sclavi, oricum mă obligă, că bagă în comitetul executiv și zice... Ești obligat, sclavule, că a votat comitetul executiv, sclavii mei, care sclavii mei comandă când ridic eu zic așa, ridică mâna toți sclavii. Și da. Tu ești tot sclav, taci din gură, chiar dacă te răzvrătești, tot te aduc și fac sclav. Și poate ne și tot trebuie să faci așa. Păi da. Voi vă-l comparați pe Mircea Sandu cu ăștia, mă? Bă, pe Mircea Sandu era om de calitate, mă, ei zic că face, că drege, corupție, nu știu. M-am mai ciupit probabil și el, nu zic nu, că nu era prost. Dar cum adică nu era comandant, domnule Becali, că nu înțeleg aici la Avram? Adică nu se supunea FRF-ului sau cum? Păi dar nu știu, că eu sunt sclav și dacă zic mai multe după aia amendă. Păi ce, aveți calitate oficială la club? N-aveți. Păi dar nu sunt eu, acum sunt eu proprietarul de 100% de acțiuni și zice, domnule, ești proprietarul, da... Uhum. Păi dar nu, dar voi comparați pe Mircea Sandu. Pe Mircea Sandu era român, înțeleg, te ducea la federație, vorbeai cu Mircea Sandu, să facem așa, da, faceți cum vreți, vorbiți, înțelegeți-vă, faceți cum vreți. Voi sunteți fotbalul, voi comandați, voi banii voștri, ce mă fac să pun pe banii voștri, zicea Mircea Sandu. Înțelegi? Tot ce era, făceam noi. Acum oamenii cum să facă ei? Da. Dar ți-a auzit că numai instruirea arbitrilor durează undeva la 5-6 luni? Deci mai e de așteptat. Vă îngrijorează, ținând cont de calitatea din prezent a arbitrajelor? Păi normal că mă îngrijorează. Ce să fac? Și dacă mă îngrijorează, ce? Sunt sclav. Ce pot să fac? Păi n-am vorbit, n-am spus, domne, că dacă tu îl pui... Păi ei... și demonstrează în fapte sclavagismul. Băi, păi, dar cine e ăsta Covaci? Păi Covaci, de exemplu, el ne-a furat un meci, mai ne-a furat un meci, 11 metri ne-a dat clar cu mâna Camura, păi ea, la 3 metri nu dau, mă, că așa vreau eu, 11 metri la mișto 9, l-a dat iar la noi.
De ce? Păi eu am țipat, noi ce a zis, va veni Basara, să lasă-mă ce becali, eu sunt grec, bă, ce, păi, dar voi sunteți români sclav, mă, am venit în Grecia, mă, eu, mă, sunt străin, mă, băi, sclavilor, taceți din gură, dă-l iar, înapoi, pe Covaș, bă, păi, bă, te vă comparați cu Mircea Sandu, Mircea Sandu, când erau chestiuni de astea, chema, băi, stai, bă, că nu e în regulă, păi, nu e în regulă. Venea, îi chema, băi, nu e în regulă, mă, cum, că de ce se greșește numai într-o parte? Nu-l mai dădea, nu-l mai delega o lună, două, trei? Ăștia, ei sunt stăpâni. Da. Cum se compară cu Mircea Sandu Evroa? Sau ce performanțe au avut? Că nu vezi că și Dumnezeu face? Pe mizerile care le fac ei, bă, vă credeați stăpâni voi pe oameni care își dau și ei emoția, banul lor, munca lor, sudoarea lor și vă stați, lasă-mă că nu mai vă dau niciun fel de performanță ca să până la urmă o să plecați singuri. Și chiar dacă sunteți stăpâni, o să vă faceți de rușine că o să vină lumea până la urmă, o să facă revoluție, oameni, plecați, bă, de aici, de ce v-ați inventat voi în statut mizerii trei mandate, șapte mandate le-ați votat? Bă, degeaba voi aveți comitetul executiv că sunt aia feminini și meminini și nu știu ce asociații, băi, lasă-mă fotbalul prostenit să voteze el pentru el, bă. Că ce tu pui în comitetul executiv să mă comanzi pe mine, mă faci pe mine sclav? Băi, eu am dat milioane, sute de milioane în țara asta, m-am băgat în fotbal, am adus, am adus calificări, am cumpărat jucători, am ținut clubul, păi mă faci pe mine sclav, ca pe toți ceilalți sclav. Păi bine, n-ar trebui să fie nimeni perceput drept sclav. Exact. Nu contează câți bani a băgat. Adică toate echipele sunt în aceeași situație, domnule Becali, nu doar dumneavoastră. Și eu sunt tot sclav. Sunt tot sclav. Păi eu spun că sclav, că sunt și toți sclav. Nu sunt sclav? Dar de ce nu? În moment ce zice Burleanu, bang, bang, mâna sus, nu e sclav, ce ești? Bă, dacă ai puțină demnitate, omenie, votează-mă ce trebuie să fie. Nu? Dar în cazul ăsta, domnul Becali, nu trebuie făcut ceva? Adică voi nu puteți să stați așa să spuneți doar să vă acceptați statutul de, cum spuneți dumneavoastră, de sclav. Adică trebuie făcut ceva, da, că dacă noi stăm și după toată lumea spune că, domnule, avem un fotbal de 2 lei și 45 de bani pentru că nu se implementează VAR-ul. Păi și eu ce vreți să fac, mă, copii? Păi nu știu, eventual, din ce înțeleg de la Narcis, să provocați alegeri anticipate sau ceva de genul, nu? Unde, mă, unde se promoveți? Păi la federație, unde? Dacă democrație, nu pe sclavie, democrație, din punct de vedere oficial. Democrația cum e? Cum e democrația? Păi eu așa știu, că trăim într-o societate democratică. Eu așa știu. Dar eu știu că în democrație e majoritatea și când majoritatea e manipulată, e tirania. Eu așa știu, că am fost și eu europarlamentar, mai am votat și eu puțin de la Dan Pavel, puțină politică, doctrină politică, nu? Asta e altceva, dacă e vorba de manipulare. Și eu știu că atunci când manipulezi pe majoritate la vot, înseamnă e tirania. Și acum nu e democrația, este tirania. Atâta timp cât oamenii nu pot să facă ce vor ei pe banii lor, 15-16 cluburi care suntem noi, și vine unul și zice, stai bă puțin că ăia mulți sunt, nu știu câți mulți, dar voi 16 care sunteți voi sunteți bogați, pe voi vă iau banii de la voi și voi sunteți, vă fac sclav pe voi pentru că ăia care sunt mai săraci, îi comand eu, că le dau 17 mingi și 7 tricouri și 20 de nu știu ce. Și aia cu aia votează ce zic eu și voi sclavilor tăceți din gură că imediat vă dau și amendă pe la... Vă chem la comisii care comisiile le-am pus eu, că eu le-am pus comisiile care ale noastre sunt, că eu le-am pus toate comisiile și acum vă dau amendă sclavilor, că ăia zicea, băi, dă-i amendă lui Becali. Mă dau amendă, că aia sunt cei comandați, că altfel nu mai ia salariul de la... Federație. Deci din câte înțeleg v-ați resemnat deja, adică... Păi dar nu vezi că sunt resemnat, adică sunt resemnat de mult, dar acum din când în când mai vă zic, wow, cum stau lucrurile. Eu acum nu sunt supărat. Vă credeți că sunt supărat? Nu. Eu vă spun wow, ca să știți voi în ce țară trăiți, unde oamenii care îi pui și alegi, după aia ei în loc să fie slujitori, ei sunt stăpâni. Așa este în România. Păi te duci în străinătate. Păi cineva face așa vreo federație, obligă ăia cluburile, faceți așa, băi, sclavilor? Sau că dacă ce, de ce vorbești? Acum de ce avem proces cu ei și ce hotărâri au luat în comitetul executiv? Că Valea Argăseală s-a opus doar. Din tot comitetul executiv numai Valea Argăseală s-a opus.
între niște lucruri care nestatutare și neconstituționale. Și acum am câștigat cu ei, adică am câștigat. Ei au luat pe cea mai mare firmă de avocatură, Țuca Zbârcea. Păi uite că Țuca a zbârcit. A zbârcit că nu i-a respins judecătorul, că i-a spus, nu domnule, că s-a judecat la tase definitiv și irevocabil. Și la Tribunalul București a zis, băi, nu e definitiv, mai e cale de atac. Tribunalul București. Păi nu, domnule, că s-a judecat, că nu, și uite că i-a dat Țuca, l-a zbârcit pe Țuca. Și l-a făcut Zbârcea. Auziți, și acum să vedem judecătorul și nu le convine de ce. Că de ce becalii cu tare? Păi atunci lasă, bă, că îți dăm noi pe cova ceară acum ca să te mai ciordească de 2-3 ori, ca să te înveți minte. Bă, puteți să dați voi vasarași, 1000 de vasarași, bă, și 1000 de covași, bă. Când vrea domnul, dau golul, nu ai cum să-l anulezi. Dai 11 metri, dau 2 goluri eu, dai 11 metri, ratează. M-ai înțeles? Și o să facă domnul, că n-ai ce să faci cu ei, cu mizerile care le fac. Da. Noi ne uităm acum la niște... Ziceam, lasă-mă ceva, mai stau, mă cer cu ei mai cu tare. Da. Dar tu vrei să spun ceva? Și mă, ăla făcea Covaș de capul lui vreodată. Dacă nu avea vreun semnal, bineînțeles că nu-i spune, fură mă pe becali. Că nu are curaj, că e frică. Dar au ăștia șmecherii ăștia. Da. Înțelegi? Aduc vorbă că cu tare că o fi compărțit și dau cum ar veni directivele și dau drumul. Adică îți creează o imagine cam ce trebuie să faci. Bine, domnul Becali. Mulțumim mult de tot. Deci asta este. Deci noi suntem sclavi și cu asta basta, da? Dar vezi? Și la fotbal performanță, toți sclavii Europei suntem. Păi nu cred că Dumnezeu doarme toate mizerile care le fac eu dacă știi de cauză la fotbal. Și uite așa, o să ajungem, în mici asta doar aveam performanță, măi, au distrus fotbalul, mă. Bine, tata, hai să sănătoși, da. Salutați-l și pe stăpânul nostru, Burleanu, și pe toată federația stăpână, să trăiești, stăpâne. Iartă-mă, stăpâne, că eu mi-am permis sclav să zic ceva, dar te rog frumos să nu-mi dai amendă la comisii, da? Publicitate. Ne întoarcem cu ultima parte a acestei emisiuni și cu